Are ziar sau site? E site. Da. E înregistrat la OSIM sau? Nu, nu știu, dar nu e tocmai original. A doua chestiune, odată ce există contracte cu toate ziarele locale, de ce s-a văzut necesară scoaterea unui ziar prin... Fiecare ziar local sau televiziune locală are un anumit segment de vizualizări, de potențiali, potențiale persoane care au acces la acel tip de informații. Noi am considerat că, plecând de la faptul că nu mai există atât de multe ziare în format tipărit, ni s-a părut absolut necesar informarea tuturor categoriilor de cetățeni ai municipiului Roman și am considerat de cuvință că acest ziar în format editabil poate fi și pe hârtie, poate să ajungă la cât mai multe persoane de pe raza municipiului Roman. Și este un ziar cu titlu informativ în ceea ce privește activitățile desfășurate de Primăria Municipiului Roman, activitățile desfășurate de Consiliul Local, astfel încât cât mai mulți dintre romașcani să aibă cunoștință de ceea ce se întâmplă pe raza Municipiului Roman. Nu considerați că în locul de a fi dat banii pe Primăria acelui ziar, puteți să faceți contract cu colegii noștri și să mediatizeze pe cetățenii? Contracte sunt deja, dar asta vă spuneam că sunt categorii diferite de cetățeni ai municipiului Roman. Nu toți au acces la televizor, nu toți au acces la internet și atunci sunt unii pe mai mulți furnizori de televiziune și unii poate prind un post de televiziune, unii poate nu-l prind și atunci noi am preferat și această variantă de ziar care să... Să aducă. Prin angajații primărie. Costurile de distribuție sunt gratuite, realizăm cu colegii noștri din primărie. Pe raza întregului oraș. Irina, dă-mi voie, te rog, că avem ceva de discutat la subiectul ăsta. Cât a fost apariția acestui ziar? Și câte exemplare a scos? 20.000 de bucăți și a costat 0,19 lei fiecare ziar. Adică undeva la 4.000. Până. Da. Știți că eu l-am răsfoit. Da. Și nu am găsit nimic nou, în afară de ce am discutat în nenumărate rânduri la conferință. Deci, dacă vă uitați în el, cel puțin această ediție, da, poate, e, această ediție, fost, eu sunt de acord, da. Și de Ștefan cel Mare, Probare și Modern Dictatorii Pare Băcescu. Da, dar n-ați... Deci, e un ziar care face un rezumat a ceea ce s-a întâmplat pe parcursul anului 2017. Corect. Acum, haideți să vă mai întreb ceva. Ce frecvență are? Lunară? Săptămânală? E deocamdată, așa cum și știți foarte bine, că și la ședința de Consiliu am lansat această provocare către consilieri. Acesta a fost doar o primă ediție, urmând ca împreună cu colegii noștri consilieri să luăm o decizie în ceea ce privește apariția și sau în ceea ce privește oportunitatea, dacă vreți, a editării unui astfel de ziar. Cel mai probabil propunerea care va veni din partea mea va fi a 12 ediții anuale de câte 4 pagini fiecare. Adică aproape 1000 de euro lunar. Nu. Păi, faceți un pic calculele. Dacă am spus 10.000 de exemplare... Nu, 20.000. Păi noi. Păi n-ați, 20.000 a avut ediția asta. Da. Eu ce v-am spus mai devreme a fost... Voi lansa colegilor consilieri o propunere de 12 ediții anuale de câte 10.000 de exemplare. Am înțeles, mulțumesc. Domnul primar, mie îmi sună publicitate pe bani publici. Administrația își face prin acest ziar publicitate pe bani publici în condițiile în care deja are contract cu toate televiziunile din Roma. Da, și dacă mai facem și un ziar, unde e problema? Aici este problema. Dar nu e publicitate. Unde vedeți dumneavoastră publicitate? Nu, e doar un material informativ. Asta deci, nu mă refer la publicitatea comercială. Nu mă refer la publicitatea comercială. Dar la ce vă referiți? La publicitatea administrației locale. Așa este. Voi fiecare consilier local, fiecare consilier local va putea să apară în acest ziar, va fi prezentat propuneri pe care le-a făcut CV-ul dumnealui. E și normal să fie așa. Nu,
E un ales local. Dar fiecare consilier local în televiziunile noastre... Dar e liber să o facă. Să avem și noi... ...asta cu titlu gratuit în fiecare lună. De ce trebuie să se cheltuiască banii? Da. E încă... Dar ați putea să-mi dați nouă, nu? Da, i aveți. Dar dumneavoastră i aveți. Dar vă rog să nu-i dați nimănui. Dar dumneavoastră aveți contracte. Deci dumneavoastră aveți contracte. Este adevărat că avem. Tocmai de aceea vă întrebăm. Oportunitatea pentru că nu toți cetățenii municipiului Roman au acces la știrile pe care, care se difuzează pe raza municipiului Roman. Fiecare dintre cartierul muncitoresc, nu știu ce ghetou acolo, etajul 2, apartamentul 3, este de va ar fi, da. Dar nu credeți că va ajunge peste tot? Va ajunge peste tot. Păi deci... Deci nouă mi se pare, domnul primar, că este o idee proastă. Da, e părerea dumneavoastră. Haideți să-i întrebăm și pe romașcani. Da, îi întrebăm, exact. Să știți. Da, chiar vă rog. Dar voi face chiar vă rog. După conferința de presă, vă rog. O știre întrebându-i pe romașcani. Chiar vă rog. Să vedem dacă da. Sunt de acord. Chiar vă rog. Și eu sunt curios. Și v-ați propus să faceți și în stațiile de publicitate, această publicitate, înseamnă că ați pus cu totul capăt prieteniei cu presa locală. Dar nu-i vorba de prieteni. Și transformați și de urmă. Nu trebuie să fiți prieteni cu presa, domnule. Stați un pic, că nu înțeleg. Care e? Haideți că vă spun eu. Deci care e problema cu stațiile de autobuz? Nu știu. Fiind, am înțeles, transform în curcubeu orașul. Nu asta este problema. Nu fac eu publicitate, e agentul economic care își promovează imaginea.